Aceasta este o oportunitate de a se face un schimb între cultura germană și cultura română, un schimb de integrare cultural-economică a municipiului Suceava, a declarat primarul Ion Lungu. Programul evenimentelor va include dansuri și cântece specifice din Bucovina. Publicul german va putea admira costumele, obiceiurile și tradițiile bucovinene prezentate de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu. S-a aprobat în cele din urmă delegația primăriei municipiului Suceava, care se participă pe data de 6-7 aprilie 2014 la Düsseldorf, la un eveniment cultural, o prezentare de film despre România. Așa cum se știe, suntem parteneri Consiliului Județean, noi asigurăm plata artiștilor, deci 16 artiști de ansamblu Ciprian Porumbescu. Consiliul Județean suportă deplasarea unor reprezentanți al lui produs în Bucovina cu produse gastronomice. Delegația primăriei va fi condusă de domnul viceprimar Gavril Vârvara. Așa cum am anunțat, excelența sa Hans Werner Luck, ambasadorul Germaniei, va fi la Suceava pe data de miercuri, de azi într-o săptămână, miercuri 9 aprilie. Sigur că, printre alte discuții, vom avea și această abordare a dezvoltării și încheierii, în final, asta este ținta. Eu zic că este onorabil pentru Suceava să încheiem un parteneriat de colaborare economică, culturală și pe alte subiecte cu orașul Düsseldorf. Contribuția municipiului Suceava în această asociere constă în alocarea de la buget a sumei de 30.000 de lei, fonduri necesare pentru achitarea contravalorii transportului a 16 persoane, suportarea diurnei și asigurării medicale. Primarul va primi pe data de 9 aprilie pe ambasadorul Germaniei la București, Werner Hanslauk, un alt oficial care va avea o întrevedere cu conducerea administrației locale. Ion Lungu a precizat că discuțiile bilaterale se vor axa pe probleme economice și culturale, abordându-se și posibilitatea unui viitor parteneriat între Suceava și Düsseldorf.